Da, bun, frate, ai șufete, ce mai faceți, băi, băi, ies, băi, șufete, băi, cum mă mai duceți, băi, nu v-am mai văzut, ieri nu v-am mai văzut, bine, eu nu v-am văzut niciodată, voi nu m-ați văzut ieri, știi cum zic, important e când vă plictisesc de mine, și dacă vă plictisesc de mine, eu tot aici azi, oricum. Da, mă gândeam așa, bă, ce să mai gătim, 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 trâncătăm. Și mă gândeam să gătim o leagă de purcel, azi ne ocupăm cu o leagă de purcel, că n-am mai mâncat de mult. Ba, mars-o mai cu puișori, mai cu dintre astea, așa, astăzi o să facem niște codlete de purcel. Și plus de asta e cam leguma preferată a românului, purcelul, știi cum zic? Îi facem așa frumos la tigaie, rapid, cu o leagă de sosuleț, hai să vezi, foarte, foarte simplu și foarte bun, gustos! Avem aici două cotlete de purcel, o trebuia, ăstea sunt de astea cu os, cu tot cu os, le-am luat cu tot cu os, fain. Acum, zâtul bărbosul drept, dar spune drept, de câte ori ai gătit tu cotlete de porc și le-ai luat așa cu grăsimea asta pe ele și le-ai pus în tigaie și s-au încovoiat, s-au făcut așa, s-au încovoiat. Iei tu pielea asta deasupra, uite bucățica asta de piele așa deasupra și o tai, uite așa. O tai așa la fiecare centimetru. Uite, vezi? Am tăiat așa, din centimetru în centimetru am tăiat. Și în felul ăsta nu se mai înconvoie. Nu, nu. Nu punem nimic pe ea decât niște sare și niște piper. Atât. Punem sare și niște piper. Luăm agregatul, luăm o tigaie, îl punem în funcțiune. Atenție, îți trebuie ești o tigaie pe care poți să o bagi în cuptor. O să începem friptura noastră pe agregat, o continuăm în cuptor și pe urmă o terminăm tot pe agregat. Mai întâi încingem bine tigaia, după care adăugăm niște ulei și încingem și uleiul bine. Luăm așa friptura asta cu un clește, uite așa. Și vrem să o punem prima oară și prima oară cu grăsimea în sus. O ținem așa pentru vreo 2 minute, până se rumenește bine pielea aia deasupra. Când s-a rumenit așa grăsimea, uite ce frumos a făcut. Uite, ce fain e. Putem să punem carnea normal. Dansando lambada, dansando lambada. Prângem așa carnea, pentru vreo minut jumate pe o parte, o minut jumate pe cealaltă parte. Aia e Coco Jumbo, aia e, hello! După ce am prăjit-o un minut pe parte, cu știuriu o întoarcem. Ia, ce faină e, mă! Ia! Asta s-a încovoiat o leacă din cauza osului, osul tâni. Dacă puteai am grăsimea ce, sunt încovoiat și mai tare. O mai lăsăm așa la prăjit un minut și cu știuriu cu tava în cuptor la 200 de grade pentru vreo 10 minute. Am scos cărnița din cuptor, dăm drumul la ea, iar la agregat, scoatem cărnița din tigaie și în aceeași tigaie adăugăm niște ceapă. Ia așa, pe picior. Și am aici vreo 5 și percuții, tăiezi. Iau și bine a tăiat-o pe asta, iau și faină a tăiat-o pe asta, băi, oameni, băi. A, scrii bun așa. Frângem o leacă ceapa și cu percuții de astea așa, până se mai moaie o leacă ceapa. Face o lecuțică de sare, o lecuțică de pieper. Amestece așa o lecuțică. După ce s-o muiat o leacă ceapa și cu ciupercile, cu știu cu vreo 2-3 căței de usturoi. Pisați! Amestece pentru vreo 20-30 secunde usturoiul. Ai grijă să nu se ardă, să nu se ardă usturoiul. Mare importanță. Nu se ardă. Nimănui nu-i place usturoiul ars. Nu, nu. Și stângi o leacă vântul cu o leacă țică de vin. Uite așa. După ce s-o redus alcoolul din vin, cu știu cu vreo 2 linguri de smântână lichidă. Sau smântână de gătit. Dar sincer să fiu, cred că tu poți să pui și smântână, deci e normal o lingură. Nu-i problemă. Dacă n-ai dintre asta lichidă, știi cum zic? Gustul o leacă să vezi de sare, de piper, de ce mai trebuie. Mai trebuie leacă de sare. Și cu știu cu cărnița noastră aici. Și mai lăsăm așa vreo minut, două, acoperim cărnița cu sos, uite așa, frumos. Lasă așa un minut, două și ai să-ți făcutat. Gata, ai văzut cât e de simplu. Gata. Cum ar spune bunicul din Franța, Pierre? Oh la la, oh la la. Hai să ne vedem sănătoși mâine. Vă pupă. Cu cine, mă? Bărbosul, mă. Vă pupă.